Salutare! Am aici 3 bucățele de lemn de tei. Trebuie să fac un pat. N-am făcut așa ceva până acum, dar na, trebuie să fac și pe asta. Această bucată e de 8 pe mai bine de 10 și vreau să fac două picioare, sper să-mi iasă, da, după ce o îndrept pe abric, că e cam strâmbă. Și din aceasta să-mi iasă două picioare. O să fie un pat căsuță și de asta o să-mi trebuiască picioare lungi. Apoi o să-mi trebuiască lateralele. Pentru somieră o să folosesc bucăți de șipcă de stejar din capete. Dimensiunile vor fi 190 pe 120, adică salteaua o să fie de 120 pe 190. Și haide să vedem cam ce va ieși.
calibrat lenele, sunt toate de aceeași dimensiune, da? Adică lățime și grosime. Am ales să fac la 135 piciorul și voi pune această bucată în cap la 45 de grade, da? Și am tăiat un pic asta. Bine, asta o să fie parte de jos, oricum o să rotunjez mărginile. Mai trebuie să șlefuiesc lemnul. E tras la grosime, dar cuțitele nu mai sunt noi. Și mai are un pic de așchie. Așa, și să vedem, într-adevăr, pare un pic cam înclinat acoperișul, dar nu știu, să vedem ce o să iasă. E prima dată când fac așa ceva. O să iasă cam 190 la coamă, parcă, cam așa calculasem. Da, am pus aici să montez un picior. Voi monta aceste brațe prima dată și după aceea voi uni două câte două, prima dată în partea de jos, apoi în partea de sus. Ce vreau să fac? O să le prind în menghini și o să dau găuri de aici, pentru că n-am un dispozitiv de dibluire. O să dau gaură până în partea asta aici, cam așa, să pătrundă undeva la 3-4 cm și o să bat dibluri. Sper să țină bine. O să bag și câte un șurub, bineînțeles, că până când se întărește adezivul. Bun, cam în stadiul ăsta sunt acum. Cadrele sunt destul de mari și nu prea am cum să filmez etapele. Nu am poziție prea bună. Am ales să prind aceste scândurile la nivel, pe exterior. Aici. Aici, da? E la nivel. Mai trebuie un pic șlefuit, dar e aproape la nivel. E o treabă de mai puțin de 1 mm. Așa, fața mai urâtă a lemnului la interior, dar mai trebuie un pic șlefuit și asta. Da, gaură buzunar, bucket holes sau cum vreți să-i spuneți și... Să sperăm că o termin și pe asta cu bine. Cam ăsta e ultimul stadiu în care o să vă arăt pătuțul. Am făcut și barele de aici, de la aceste colțuri, dar nu le mai montez pentru că o să trebuiască să îl duc de montat, fiind foarte voluminos. Da, de fapt, probabil o să mai fac un clip mâine, după ce fac și somiera. Cam așa am optat aici. Pentru bara de asta, scândura asta de jos, o să îi bag un șurub sau două și din această parte, pentru că vreau eu să fiu sigur că totul e bine. Da, o să-i fac o margine pentru somieră și o să vi-l arăt cu somieră, sper să nu uit. O să trebuiască să-l vopsesc alb, dar după ce îl demontez, o să vopsesc fiecare piesă în parte. Am reușit să și vopsesc cadrul de pat. Am acolo rezema de dulap, cele două stinghii care vor veni aici, da? Aici una și în partea cealaltă una. Am făcut și somiera, bine, nu e prinsă, e pusă doar provizoriu să văd eu cât de deasă, da? Și cât scândură am nevoie. Sunt niște margini din stejar, finisate destul de bine să nu agățe solteaua, dar nu insista prea mult.
Pentru că oricum nu se văd. Da. Îmi place ce a ieșit, cu toate că finisajele nu sunt foarte, foarte bune. Nici pretențiile nu sunt prea mari, pentru că am spus de la început lucrul ăsta. Nici prețul nu e foarte mare. Da. Zic eu că a ieșit drăguțel. Aici o să mai întăresc când o să ajung și o să-l montez pe poziție această scândură, da, cu două șuruburi, unul aici, unul aici, bine, în toate colțurile, pentru că vreau eu să fiu sigur că e totul în regulă. Da. Altceva, nu știu ce să vă mai zic despre el. Sper că v-a plăcut și o zi bună!